Putin nu este omul care să rateze ocazia de a veni în frontiera NATO prin pur și simplu punerea sub control a deciziei politice la Chișinău. Și punerea sub control a deciziei politice la Chișinău înseamnă să-l aduci pe Dodon și Partidul Comuniștilor la putere la Chișinău. Atunci se va întâmpla cum se întâmpla cu Voronin, că aruncam pietre unii în alții peste gardul de Sârm. A trebuit să vină un președinte interimar, Ghimcu, să desființeze gardul pe care Voronin îl ridicase la frontiera dintre România și Republica Moldova.